e semnul fiarei, însă când va fi semnul fiarei, nimeni nu o să-l prezinte și o să-i spună semnul fiarei. Luați semnul fiarei, nimeni. Zice Biblia că va înșela pe toți locuitorii pământului. O să-i zic altfel. Nu știu cum o să-i zic. Card, chip, vaccin, nu știu cum o să-i zică. Dar nu o să-i zică semnul fiarei. Din punctul meu de vedere, am devenit prea docili. Și cred că foarte mulți cetățeni și-ar trebui în prima linie creștinii să spună domnului guvern, pleacă în banca ta, du-te în banca ta de guvern și lasă-ne în pace. Că cine vrea să-l ia, dacă e așa de bun și îi protejează, aleluia, ăștia nu se îmbolnăvesc, ăștia nu mor, că au vaccinul. Eu dacă vreau să mor și nu vreau să-l iau, lasă-mă, Dumnezeu, să mor. Un guvern care aprobă eutanasia, oameni în vârstă care nu mai vor să sufere și să-și facă injecție și să moară, e doar în cod de viața lor. Dintr-o dată le pasă de mine. Dragii mei, trebuie să avem și minte și logică. Ori vaccinul ăsta nu e chiar așa de eficient, e un fel de placebo, e un fel de apă chioară și ăștia ne pun la examene, testează să vadă cât de drepți și să trăiți am ajuns să fim. Ori, foarte posibil, nu e apă chioară, e ceva sinistru. Și ca și credincios, am dreptul să am rezerve, ca cetățean american am dreptul să-l refuz. Acestea sunt motivele pentru care nu judecăm pe nimeni. Dacă este cineva care crede în vaccin și vrea să ia vaccinul, are toată libertatea să-l ia, nu avem niciun cuvânt de judecată pentru acea persoană. Dar pentru frații, surorile, tinerii, angajații, cetățenii americani, membrii ai bisericii Elim, studenți care doresc din partea noastră suport, ne-am pregătit să vă acordăm acest suport de la A la Z, cu tot ce putem sta la dispoziția dumneavoastră și în spatele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați contactat în număr foarte mare. Ne contactează și din alte comunități, însă nu e valabil acest suport decât pentru membrii unei organizații religioase. Noi nu putem să dăm pentru membrii unei alte organizații și alte comunități. Suntem foarte recunoscători, am fost contactați de mulți pastori care ne-au cerut aceste scrisori, care să le pună pe sub egida bisericilor lor și să le ofere membrilor lor. Și lucrul acesta se împrăștie din zi în zi în Statele Unite, la multe biserici, chiar la biserici americane. Mă opresc aici cu acest anunț, pentru că vreau încă o dată să vă spun, vă stăm la dispoziție, vă susținem dacă aveți nevoie de suport în domeniul acesta.